lăsăm mintea noastră să rătăcească fără scop, să-i dăm de lucru numele lui Hristos și al Maicii Domnului, să cugetăm la moarte, la judecată, la cum să facem binele, la cum să-L mulțumim pe Dumnezeu. De vreme ce microbii umblă și ne molipsesc cu gândurile, noi să ne apărăm cu rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Iluiește-mă, preasfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă! Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-mă! Rugându-ne, asigurăm sufletul nostru, îl păstrăm sănătos, curat și pregătit. Părintele Efrem Filoteitu, despre credință și mântuire. Amin.